dar ce avem noi aici? Hello! Și ne-am găsit la un nou episod de Minecraft! Astăzi ne jucăm pe seria noastră minunată de survival. Suntem în mină, undeva foarte departe de toată lumea asta minunată și trebuie cumva să reușim să găsim o scară de scăpare, dar înainte de toate trebuie să explorăm în continuare această mină, da, și să luăm cât mai multe resurse din ea. Presimt eu că o să mai dăm de un mob spawner, nu știu de ce, am așa o vagă presimțire și chiar vreau să mai găsesc unul, având în vedere că se aude din ce în ce mai mulți muiștri, sigur că sunt ceva important. Înainte de toate, vreau să reușesc să fac așa niște torțe. Avem nevoie de ele, avem nevoie de foarte multe torțe în zonele astea. Ok, ca să vedem și de pe unde mergem. Bine, în mod normal, pe chestia asta aș putea să joc și fără torțe, dacă e să o luăm așa. Chiar am putea să jucăm pe Minecraft fără torțe. Doar că nu s-ar vedea mai nimic pe video, ceea ce ar fi destul de nașpa. Anyway, scumpilor, vreau să vă zic următoarea chestie. Astăzi, de la ora 3, da, ați auzit bine ora 3, adică ora 15:00, mă găsiți live pe Streamcraft. Aveți acolo în descriere linkul către Streamcraft-ul meu, dacă doriți să mă urmăriți, ne jucăm împreună. O să fac live cam toată săptămâna, deci vă aștept cu mare, mare, mare drag alături de mine să vorbim, să ne jucăm împreună. Este foarte, foarte important și vă mulțumesc de asemenea oamenilor care sunt alături de mine și care au fost până acum. Mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. O să nu uiți, apropo, și un video special, nu vă dau spoilere. Ok, bun, hai să mergem înainte să vedem ce găsim. Mina asta este gigantică. Uitați aici cât de gigantică este și deja cred că am găsit un al treilea mob spawner, dacă nu mă înșel. Ok. Este un păiangăn acolo mare. Și e din ăla verde. Verde zic bine, nu este albastru de fapt. Am eu așa vagă presimțire că mai este de fapt un mob spawner acolo. Ok, nu vine să cred. Peștera asta este atât de mare. Și mă întreb cum să curăț mai bine, pentru că ne pierdem foarte rapid în ea. Bă, și ție. A explodat. Hai că e bine, m-a ajutat să curăț. Oh, mamă, și cât zombie! Oh! Ok, hai, poate explodezi tu. Nu? Bine? Ok. Hai, poate explodezi o leacă, zic și eu. Hai, 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 hai. Nice, mulțumesc. Ok, ne batem cu monștri în ultimul hal, nu vine să cred. Apropo, scumpile, vreau să vă zic o chestie, da, pe lângă acel link către Streamcraft, vreau să vă readuc aminte să nu uitați să abonați cu clopoțel dacă vreți să fiți curând cu tot ce se întâmplă pe canalul acesta și, de asemenea, dacă duce prea multe, să nu uitați să lăsați un like mai jos ca să partați și vă aprecierea voastră pentru acest videoclip și dacă vreți să continui cu această serie și, în general, videourile pe care le fac aici. Mulțumesc mult! Așa, bun! Ia să vedem, cumva trebuie să mă sui aici să vedem ce este acolo. Deși sunt eu sigură că este un mob spawner, da? Oh, doamne, o să fie interesant, pe aia înșine ăștia sunt oribili. Wow, dar nici că m-au otrăvit, m-a rucat ceva, ok. Bună, mă bucur să te văd, chiar nu era nevoie să sar la mine. Ok, asta o să fie foarte interesant, nu știu exact cum o să sar în zona aia. Cred că de fapt o să merg mai departe și cumva o să încerc să ajung sus prin spate. Vai de mine, oh my god, sunt înconjurată de monștri. Ok, bine. De când jocul ăsta a devenit atât de hardcore? Și nu pare atât de rău, adică... Oh, mamă, așa deja falling damage. Adică, știi, fac XP, e bine, doar că nu prea am nevoie de XP acum. Da, fac ce se aude pe acolo. Ce s-a auzit acolo? Oh, stai că am venit din partea asta. Oh, cred că înțeleg cum funcționează peștera asta. Vedeți mob spawner de data trecută acolo? Da, noi am venit pe acolo. Ok, mai avem o rută pe aici, să vedem ce este. Wow. Mamă! O, uite încă un păianjen, treci încoace. Unde te-ai ascuns? Măi, eu nu înțeleg ce-i cu păianjenii ăștia. Înțeleg că, știi, ei stau în colțurile camerei pe pereți agățați? Că n-au cu ce să agațe, dar e ciudat. Oh, wait, dar noi am plecat de aici, practic. Wow! Ok, bun, în zona asta
E un schelet! Out of nowhere este un schelet! Bună, cum dai prin mine? Cum dai prin mine prin asta? What the fuck? Jocul s-a buguit! Explicați-mi, vă rog frumos, cum primesc eu damage de la un schelet, da? Care se află jos! Sub mine! Ce s-a întâmplat cu jocul ăsta? Băi, Minecraft-ul se distruge! Parcă văd că vine pe dreapta. Îl aud. N-are cum să vină pe dreapta. N-are cum că e jos. Ok, jocul ăsta devine din ce în ce mai ciudat. Ok, știi? Vreau și eu să mă încep seria normală de Minecraft. Oh, stai că mi-aduc aminte că am făcut zidul ăsta. Wait, pe partea cealaltă cred că avem ieșirea. Știi, v-am și o serie normală de Minecraft, nu se poate așa ceva? Da, mai am dreptate. Măi, ești nebun. Ok, avem aici primul mob spawner. Ok, și pe aici o luăm la stânga. Vai, nu vine să cred. Ok, eu chiar crezusem inițial, crezusem că m-am pierdut, dar nu, chiar e bine, foarte bine. Ok. Am înțeles până sunt acum. Cum spuneam, v-am și o serie normală, știi, în care, nu știu, să... Nu mă atace un miliard de mobi, dar știi, sunt fericită, am găsit două mob spawner, cred că chiar trei, dacă stau să mă gândesc mai bine, da, da. O să vedem dacă sunt trei sau nu. Curând. Dar, doamne, nu vine să cred, ok. Mai aș încerca eu acum să fac o treabă. Mi-e foarte nașpa că o să fie vreun schelet care o să vină direct pe mine. Și cum știu eu că nu sunt atât de bună la bătăile cu scheleți, nu prea vreau să mor. Ok, ce-i aici? Câte din astea sunt? Oh my god, v-ați văzut cât de multe sunt? Nu vine să cred. Ok, bine, mă bucur pentru tine. Alt mob spawner! Și cred că e total altul ăsta. Mai cred că sunt pe puțin 5. Ce e peștera asta mai exact? Mai, adică nu-mi pare rău, știi? Sunt total ok cu ideea, chiar mă bucur că avem atât de multe chestii, dar totuși mi se par foarte multe. Ok, am rămas blocat aici. Bună! Nu pot să-l omor? Pot să-l ating, de fapt. Ok, e buguit. Lasă-l să fie fericit buguit acolo în viața lui. Ok, bun. Nice! Deci, da, scumpilor, mai avem un mob spawner. Cred că mai este unul în față pe undeva. Da. Eu sunt Suki și sunt detectorul de mob spawnere în Minecraft oficial, da. Doamne. A, uite și un creeper. Dar chiar mă bucur să te văd, domnule creeper. Ii, ce drăguț a blocat acolo. Poți să-l bat, oare? Ok, vreau să-l bat. Ha-ha, murit. La timp. Ok, totuși, hai să distrug eu astea ca să merg înainte. Curățăm noi zona asta. Așa. Pararara. Ah, bună, aici erai. Ce rapid l-am dat jos, ok. Oh, mamă, și câți mobi văd acolo și câți păianjeni se mai aud. Ah, uite scheletul de care vă vorbeam. Bună! Căfă! Bună să ție viață și toată familia și tot neamul. Hei! Ah! Nu mă țepa în fund. Nu acolo, ok? Bun, mulțumesc. Ok, suntem drăguți, suntem friendly. Nu ne batem prea mult, nu omorâm youtuberul, ok, mulțumesc frumos. Ok, vrei să jucăm așa urât, bine. Vai de viața mea, câți scheleți sunt aici. Mamă, ok, asta e destul de nașpa. Ok, hai să nu mai facem prostioare, da, să stăm cu minței. Și să așteptăm să mi se refacă și mie viața. Ce Dumnezeule mare s-a auzit acolo? Explicați-mi, vă rog, și mie. Ce-i ușa cu asta? Ok, bun. Așteptăm să mi se refacă viața și între timp... Avem deja scheletul aici. Desigur. Bă, dar câți
sunteți? Serios? Dar sunt atât de mulți, n-am ce să le fac. Și e și culmea. Uite-i, uite-i cum fac. Uite și vin după mine. Oh well. Mamă, era că pe ce. Bun, 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 bun. Hei, unde pleci? Ok, am omorât unul. Bun. Mai am încă unul. Dacă este mouse spawner de schereți acolo, nebunesc. De fapt, nu, chiar ok. Pot să fac râs de săgeți așa și mult mai ușor. Băi, da, cât sunteți? Serios acum? Dar nu vine să cred, vreau și eu să înaintez. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Glumesc, doamne, nu. A, e și un zombie, da, bine, de zombie nu mi-e teamă. Bună, ce-ai făcut, fraiere? Te-ai blocat. Mă, și totuși, știi, dacă tu sunt atât de mulți mobi aici, mă gândesc că ar trebui să fie și o comoară ceva, nu? Cam așa ar fi logic. Ok, cred că totuși acolo e doar pânză de păianjen până în spate. Chiar nu cred că e ceva important, sincer. A, bună. Nu, no, sigur este un mob spawner acolo. Nu, no, cel mai probabil este. Dar nu știu pe ce parte să merg ca să mă duc mai ok. Hmm, a trebuit cumva să ocolesc prin spate și cred că trebuie să merg de fapt prin toată pânza de păianjen. Asta o să fie foarte interesant, vă anunț de pe acum. Ok, mai mâncăm puțin în pâine, cred că o să acopăr zona cu cobblestone. Uite așa, acoperim frumos, să-mi iau de grijă. Să-mi sară vreun mob pe lângă mine. Perfect, n-are cine să intre pe aici. Ok, și acum trebuie să mergem prin toată pânza asta de băianjuri să vedem ce este în față. Vă zic, 100% este un mob spawner undeva pentru mobii ăștia. E imposibil. Și da, știu că este o peșteră, dar imposibil să apară atât de mult schelet seară. Și bine, hai că poate nu joc eu Minecraft pentru foarte mult timp. Dar ceva e putră la mijloc, ca să o zic așa. Ok, să vedem. Avem niște apă aici. Ok, am oprit izvorul. Ia să vedem ce mai este. Trebuie să am și foarte mare grijă că nu prea mai am sabie. Nu mai am durabilitate pe sabie, din păcate. Dar da, oricum o să mergem înainte. Aud scheletul, e undeva în stânga, cel mai probabil. Ok, ia să vedem, mergem înainte, în fundătură. Ok, înseamnă că pe undeva prin zona asta trebuie să dau o gaură. Ok, trebuie să dau o gaură. Aud scheletul. Da, înseamnă că fix pe zona aia cumva trebuie să sap. Ok, acum sper să nu mă înșel, dar oricum era o peșteră acolo. Deci sper să nu dau de altă peșteră random care n-are legătură cu asta. Pentru că ar fi foarte cool în cazul ăsta. Ok, so, în total, da, am găsit 3 mob spawnere. 3 mob spawnere. Guys, e foarte mult. Ok, nu știu ce seed bun am găsit pentru mapa asta de Minecraft normal, bine. Dar e foarte, foarte mult. Nu știu exact care e logica acestui joc, ca să zic așa, de sunt atât de multe, dar sincer nu-mi pare rău. Ok. Mai este o peșteră aici. Ce? Dumnezeule mare, ar trebui să avansez în peșteră, nu peste ea. Stai așa, facem mai adâncă. Poate sap eu în direcția greșită, deși nu cred. Nu, nu săpam în direcția greșită. Săpam chiar bine. Ok, doar că eram prea sus. Ok, deci sunt fix după perete. Bun. Deci în cazul ăsta ar trebui să sap în jos aici, să găsesc din nou peștera. Acele șmecherii de șmecherii, ia să vedem. Nope, se termină aici. Ok. Deci nu e așa cum spuneam eu. Oh my god, câtă teorie. Ok, hai că facem felul următor atunci. Săpăm așa în jos, să vedem care-i treaba mai întâi. Bun, aud un păiangăn din nou, nu cred că e bine. Așa, mergem în jos. Hai să facem și o treaptă cu ocazia asta. Ok, săpăm aici în față. Așa, bun.
Ok, sunt pe aici din partea aia. Și o să fac în felul următor. Ok, ca să nu avem probleme cu scheleții, o să fac ceva destul de riscant. Știți că erau mai mulți scheleți? Da, erau blocați în partea aia. Acum ar cam trebui cumva. E în fundătură! E în fundătură! Mi-am luat țeapă! Deci vă știți câte calcule am făcut? Măi! Vai, și tot trebuie să merg pe la schelet și v-am să evit, sincer, dar bănuiesc că asta este. Oh, well, scumpilor. Eu bănuiesc aici să pun capăt acestui episod de Minecraft. O să ne revedem data viitoare și o să vedem ce se întâmplă cu mine și acei scheleți, pentru că, sincer, mi-este foarte teamă de ei. Vreau să vă zic că vă mulțumesc foarte mult pentru toată atenția acordată de până acum. Vă rog de asemenea să nu uitați să vă abonați cu clopoțel și de asemenea să nu uitați să lăsați un like mai jos. Vă aștept cu mare drag astăzi de la ora 3 după amiaza, adică 15.00 pe Streamcraft. Aveți linkul în descriere, vă aștept să ne jucăm împreună și să vorbim. V-am pupat, copilori, pa, pa!